Salut prieteni, astăzi o să vă povestesc pe scurt despre filmul If I Were a Boy din anul 2017. Așa că puneți un like și vizionare plăcută. Într-o cafenea drăguță din Paris, în așteptarea tatălui copiilor săi, bea cafea o femeie de vârstă medie, Jane. După ce repetă discursul, Jane îi spune lui Anton despre tot ce s-a adunat și îi promite să se schimbe pentru el totalmente, doar să fie de acord să legalizeze relația lor. Dar se pare că e prea târziu. Anton o anunță că are o nouă iubită. Înainte de plecare îi spune lui Jane că va cere custodia comună asupra copiilor, fără să-și facă griji, ea se va simți singură. Au trecut 5 luni. Dispoziția lui Janet nu s-a schimbat din ziua în care Anton i-a zis despre despărțire, dar ea încearcă să se țină în mâini ca să nu-și supere copiii. În afară de grijile emoționale, pe umerii femeii cad toate treburile casnice și unicul sprijin este vecina și prietenul iată ei marcele care o încarcă cu energia ei pozitivă. După ce îi duce pe copii la școală, Jane merge la locul său de muncă, o companie de construcții, dar și acolo viața ei nu poate fi numită ușoară. Arhitectorul modest niciodată n-a fost prea respectată printre colegi. Când merește în același lift cu un coleg Merlin, ea evită comunicarea cu el, considerând că e un afemeiat căsătorit și cam prost. Dar toate astea încă sunt nimicuri în comparație cu misiunea femeii din ziua de azi. Ea trebuie să meargă direct la șantier, ca să vadă cum merg treburile și să le facă constructorilor remarci vis a -vis de greșelile lor. Se pare că ziua nu putea să fie mai rea, dar apelul lui Anton o face pe Jane să leșine. El o anunță despre faptul că așteaptă un copil cu nouă iubită și că judecătorul i-a dat custodie parțială asupra copiilor. Seara, Jane îi povestește despre totul lui Marcele, dar le întrerupe o furtună. Înfricoșată, Jane se bagă sub plapumă sperând să adoarma, fără să bănuiască că dimineața o așteaptă o surpriză și mai mare. Când se trezește mai devreme înainte de alarmă, femeia merge la baie și își face nevoile. Și nu înțelege imediat că ceva nu e ok, dar îndată ce realizează asta, somnul dispare într-o secundă. Jane se uită în pantaloni și vede acolo un organ masculin. În panică, se încuie de la copii în camera sa și verifică încă o dată. Asigurându-se că nu e un vis, ea îmbracă chiloții uriași rămași de la Anton și se grăbește să-i ducă pe copii la școală, ca să se lămurească cu noua ei problemă. Ea e nevoită să renunțe la bicicletă, noile detalii anatomice o încurcă să o conducă, dar și să meargă nu e ușor. După ce și ea liber de la muncă și niște sedative, Jeanne se învață să trăiască cu noul său prieten, însă nu poate să se împace cu schimbările. Ea se furisează în apartamentul lui Marcele ca să se împartă cu nenorocirea, dar și prietena ei se sperie când vede ce vede. Ea nu înțelege cum e posibil una ca asta. După ce aprind o țigară rulată și se mai liniștesc, femeile se uită mai atent la detaliu care a crescut peste noapte. Deja peste câteva minute, Marcele găsește în asta multe beneficii. După părerea ei, creierul feminin și organul masculin e un vis, dar în ciuda convingerilor prietenei sale, Jane nu vrea să se împace cu schimbările și deja dimineața de buzna în cabinetul medicului său, cerându-i ajutor. Chiar și doctorul bătrân cu experiență este îngrozit de ceea ce vede. După ce anulează pro programările altor pacienți, o examinează pe Jane și o anunță că, cu părere de rău, nu poate face nimic. Chiar dacă vor tăia organul, nu este garantat că nu va crește de nou. Unica cu ce e de acord e să o ajută să scape de încurcătură. Invitând-o într-o cameră mică, o ajută să scape de exces, propunându-i să-și imagineze o femeie simpatică. După ce adună analizele necesare, doctorul o trimite pe Jane acasă și o sfătuiește să trăiască cu viața sa normală, promițându-i să se lămurească în anomalia ei. Marcele încearcă să o ajute pe prietena sa și împreună merg într-un magazin de lenjerie masculină ca să-i cumpere ceva confortabil, dar dispoziția femeii din nou devine proastă. Colegul îi refuză zilele libere și îi cere ca luni să se întoarcă la muncă. Noaptea Jane încearcă din nou să-l sune pe doctor, dar bătrânul se preface că nu aude pe pacienta nebună și ea e nevoită să rămână cu problema sa unul la unul. Ca să nu nebunească cu totul, ea începe să facă un unguient, rețeta căruia a găsit-o pe internet, ca să scape de organul în plus. După ce aplică unguentul, femeia un pic beată desenează pe peres niște chestii vulgare până când puterile nu o lasă și ea nu cade pe podea, adormind. Din fericire, dimineața pe Jane o găsește Marcele și femeile sunt nevoite să-l sune pe doctor. Unguentul a cauzat organului o arsură gravă pe care Jane acum trebuie să îl îngrijească cu o cremă specială. Procedura s-a dovedit a fi neașteptat de plăcută și ea petrece restul zilei înconjurată de revistă pentru adult și șervețele de hârtie. Ea uită complet că în curând Anton va aduce copiii acasă. Toată seara, Jane și Marcele spală pereții și fac curat ca să ascundă urmele a ceea ce s-a întâmplat. Ca să se mai relaxeze, prietenele discută noile ei trăiri. Vecina vede că Jane s-a axat prea mult pe picioarele ei. Înțelegând că acum poate să aibă loc o situație jonantă, Marcele fuge acasă și Jane e nevoită să-l răcească pe noul său prieten cu bucăți de gheață. Dimineața zilei de luni se dovedește a fi în special dificilă. Colegii observă mersul și comportamentul ciudat al femeii, iar ea abia de se abține când vede silueta frumoasă a secretarei. Și șeful îi mai cere să termine munca, punându o într-o pereche cu Merlin, în ciuda relației proaste dintre ei. Tot drumul Merlin încearcă să găsească limbă comună cu Jane, dar ea se comportă prea ciudat. Când se ciocnesc pe drum de un șofer arrogant, Jane face un scandal, după care Merlin primește nas și o roagă să se țină mai departe de el, să nu mai meargă după el prin antier, în căutarea noilor probleme. Ca să o țină ocupată cu ceva, Merlin o roagă să termine raportul pe care a promis că îl va preda cu câteva zile în urmă. În loc de asta, Jane merge la piscina la Marcele, ca să o roage să stea seara cu copiii ei. Dar o așteaptă o nouă încercare, o mulțime de fete simpatice, care îi dau organului ei nou o tensiune puternică. Seara, stând la muncă până târziu, se plictisește și decide să încerce o haină de bărbat uitată în oficiu și o pălărie. În așa ținută neobișnuită, femeia merge la veceu la bărbați, unde de ea, de joie, o femeie care lucrează în tura de noapte, security, și văzând așa priveli, Eliște leșina. Joane e nevoită să-i povestească totul colegei sale și în schimbul tăcerii, Joie o roagă pe femeia mutant să o ajute. Ajungând la 30 de ani, ea așa și n-a avut nicio experiență cu bărbați. După ce ezită un pic, ea totuși e de acord să petreacă noaptea cu Joey. Și deși nu iese bine din prima și nu fără ajutorul doctorului, femeia neobișnuită totuși îndeplinește funcția a primului tip pentru Joey, de la Security, imaginându-și chestii din fanteziile sale. Joie entuziasmată, o mulțumește pentru cele întâmplate, dar Jane nu o mai aude, ea doarme ca un bărbat tipic. Acasă, Jane pleacă într-o dispoziție menunată și deja a doua zi nu se recunoaște pe sine însăși. Frumoasă și încrezută în sine, femeia îi duce pe copii la școală, observând că are chiar și putere bărbătească în mușchi. Chiar și noutățile despre faptul că Anton vrea să ia copiii de Crăciun nu îi strică dispoziția. Din contra, ea zâmbind se gândește la un plan de răzbunare. Dar până când merge la muncă unde colegii observă schimbarea în ea. De obicei e modestă și tăcută, dar acum nu seamănă cu sine însăși. Chiar și Merlin pierde dorul vorbirii. El nu înțelege ce se întâmplă cu colega sa și de ce poartă kilos de bărbați, pe care i-au văzut toți din cauza vântului. Spre seară, Jane începe să-și implementeze planurile sale. Îl invită pe Anton la cină și demonstrează schimbările, apoi îi spune să meargă în camera de hotel. După ce îi pune somnifer în pahar, se răzbună lăsându-l cu pantalonii jos și cu un bilețel, în care îl mulțumește pentru noaptea fierbinte. La o nouă consultație, doctorul îi Zice lui Jeanne că hormonii ei sunt numai puțin uimitor decât noul ei organ. Fata are pe jumătate atâtea calități masculine cât și feminine, ele se combină perfect. În afară de asta, doctorul a găsit într-un manual de medicină un caz similar în antichitate. Un organ asemănător i-a apărut unei femei după un salt puternic. Când vine după copii, Anton încearcă să o evite pe fosta, dar Jane nu poate să-și refuze plăcerea de a lua peste picior și de a menționa ce i-a făcut noaptea. Necătând la asta, totuși îi permite să ia copiii și când se închide ușa, rămâne într-o singurătate Totală. La muncă, Janeș câștigă respect, devenind starul șantierului. E activă, veselă și gestionează munca, eclipsându-l pe Merlin. Pe el însă nu deranjează asta deloc. El o admiră pe colegă și optimismul ei. În restul timpului, Jane nu se plictisește. După ce își cumpără o mulțime de haine bărbătești, se încearcă în rolul unui gentleman, invitând-o pe Marcele să se distreze cu ea. Obosit de tensiune, Merlin îi propune să discute rivalitatea dintre ei doi, dar Jane îl asigură că nu are o atitudine rea față de el. Încercând să schimbe subiectul, se interesează cum și-a câștigat reputația de afemeiat, dar Merlin i-a zis că sunt doar niște zvonuri. El nu se duce pe nimeni. Jane nu crede în asta și decide să se încerce în rolul de Don Juan. Seara, deghizată ca bărbat, iese în oraș. A doua zi, Jane observă cum peste Merlin cade un palmier și se grăbește să-l salveze. Anume acel moment și este acea scânteie privirile lor se întâlnesc și între ei se naște o simpatie. Când se așează alături și mulțumește că i-a salvat viața, Merlin îi mărturisește că are patru copii pe care îi educă și crește singur. În timpul conversației, el îi face un compliment, dar își ia cuvintele înapoi și își amintește că sunt doar prieteni. După muncă, Jane și Marcele merg la shopping, dar femeile se ceartă. Marcele crede că Jane începe să semăne cu bărbații nemernici. După ce îl lovește pe bodyguard, pleacă din magazin. Întinsă pe canapea seara, Janea admită că prietena ei are dreptate. A doua zi la muncă ea încearcă să nu se comportă la fel ca și colegii ei bărbați. Descoperind că Merlin nu este la locul de muncă, ea merge o să-l caute și află că a fost nevoit să rămână cu copiii săi. Atunci ea îi oferă ajutorul. Îl lasă să plece la ședință, promițând să aibă grijă ea de copii. Seara, Merlin o sună și propune să stea la un pahar, ca mulțumire că l-a ajutat cu copiii. Atunci Jane e nevoită să ceară niște haine ciudate de la o trecătoare, fiindcă a ieșit în oraș de nou îmbrăcată ca un bărbat. Așa, aspect neobișnuit i-a trezit interesul lui Merlin, care era un pic băut, dar asta nu i a încurcat pe cei doi să petreacă timpul de menune. Până dimineață, cei doi s-au distrat, povestind istorie amuzantă din viața lor. Punctul a fost pus în momentul în care Merlin a încercat să o sărute. Sărind de pe scaun, Jane a fugit, de teamă că el să nu i afle secretul teribil. Dimineața a trezit-o bătaie neașteptată în ușa, grăbindu-se, i-a aprins în fermoar noul său organ. Abia ținându-și lacrimile, ea s-a bucurat de întoarcerea copiilor, dar iată că pentru Anton, care se plângea de viața sa grea, nave nu avea timp. Ea a închis în fața lui ușa, ignorându-i rugămintea de a-l ajuta. După ce s-a gândit bine asupra ceea ce s-a întâmplat, ea singură l-a sunat pe Merlin și l-a invitat la întâlnire, sperând să pună toate punctele pe ei dar cina s-a început cu povestea bărbatului despre cum a fost părăsit de soție. Merlin a recunoscut că ea apare foarte rar și abia atunci el mai poate să ia o pauză de la rolul de tată. După ce termină vorba despre sine, Merlin merge în atac, să zicem așa, și îmbrățișând-o pe Jane, încearcă să o sărute, dar speriată de îmbrățișări, ea îl roagă pe Merlin să o ducă acasă. A doua încercare iar e un eșec total. Jane îl respinge pe coleg, dându-i o întrebare ciudată despre preferințele lui. Considerând că femeii îi este frică să-i recunoască despre preferințele ei neconvenționale, el încearcă să o calmeze. Dar după ce îl sărută pe bune, fuge amintindu-i de nou că sunt doar prieteni. Constructorii sărbătoresc finalizarea proiectului. Jane află că Joy s-a concediat și s-a mutat în alt oraș. Ea nu reușește să se gândească la asta și încearcă să fugă de conversația cu Merlin. El îi cere explicații și recunoaște că o iubește, necătând la caracteristicile ei stranii, oricare n-ar fi ele. Ea nu mai dorește să sufere, așa că fuge la doctor și îl roagă să-i taie tot ce e în plus. Când se întoarce acasă, reușește să se împace cu Marcele și povestește despre problema sa fetelor li se alătură doctorul și ei decid împreună ce să facă în continuare. Aflând despre faptul că femeia s-a îndrăgostit, ei o sfătuiesc să-i povestească sincer lui Merlin totul, căci după cei ce ce s-a întâmplat, nu mai are rost să se teamă de nimic. Jane se grăbește la Merlin și când se ridică pe acoperișul casei, îi mărturisește dragostea. De asemenea, îi zice că ar vrea o relație cu el, dar există un dar mare și pentru a el arăta, va fi nevoie să-și scoată hainele. În acel moment începe furtuna și când se apropie de momentul culminant, femeia înțelege că se întâmplă ceva. Ea descoperă că corpul ei este din nou de femeie. Asta îi provoacă o fericire fără precedent. În sfârșit, cei doi pot să se sărută fără teamă. Trec doi ani. Merlin și Jeanne, fericiți, adună oaspeți acasă pentru a sărbători ziua de naștere a copiilor. Dintr-o dată cineva bate la ușă și în prag Jeanne o vede pe Joe cu fiul lor în brațe. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi! Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!